Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Jador, luat la rost de faimoși după ce au pierdut imunitatea la Survivor All Stars. Ce a putut spune despre Ștefania Stănila i-a revoltat pe colegi. Ediția de miercuri 21 februarie 2024 de la Survivor All Stars a fost plină de tensiuni pentru faimoși care au pierdut jocul imunității în favoarea rivalilor, cu 7, 5, precum și proba individuală. Jador a propus-o spre eliminare pe Ștefania Stănilă, spre uimirea colegilor săi. Concurenții s-au revoltat. Ghinion pentru echipa faimoșilor, în ediția de miercuri, 21 februarie 2024. Faimoșii sunt foarte supărați în ediția de miercuri, 21 februarie 2024, de la Survivor All Stars. Este a cincea imunitate pe care se pare că membrii echipei amintite au pierdut-o în favoarea războinicilor care au câștigat-o cu un scor de 7 la 5. Au pierdut de asemenea și proba individuală. George a fost numit trădător de faimoși, care au explicat în culise că acesta l-a recomandat pe Zan spre a fi ales în probă tocmai ca foștii săi colegi să piardă. Concurenții au fost nevoiți să aleagă un membru pentru a fi eliminat, disputa fiind, spre surprinderea unora, între Ștefania Stănilă și membrii rivalii. Jador vrea nominalizarea Ștefaniei Stănilă pentru eliminare. Maria Lungu și Alexandra Ciomac fac parte din echipa faimoșilor, însă anterior au fost războinice. Între Jador, Cătălin Moroșanu și Tejemiles a avut loc o discuție privind concurenta care ar trebui să fie votată spre eliminare. Manelistul a ales-o pe Ștefania Stănilă, însă ceilalți doi colegi nu au fost de acord. Cătălin Moroșanu și Tejemiles au fost de părere că o concurentă dintre Maria Lungu și Alexandra Ciomaga ar trebui eliminată din echipă din cauza faptului că provin din echipa războinicilor. Cei doi nu vor să renunțe la Ștefania Stănilă, deci sunt de părere că aceasta ar trebui să se redreseze. Tejemiles și-a exprimat dorința ca eliminarea să aibă loc mai repede, astfel încât echipa să poată continua să fie unită și să înceapă să câștige puncte. Atât el, cât și colegii săi sunt dezamăgiți și vor să se pună pe picioare și alături de membrii echipei să lupte pentru a câștiga jocurile. Ana Pordras a fost cea care a câștigat colanul de imunitate dintre membrii echipei faimoșilor. Rămâne de văzut cine va fi nominalizat spre eliminare în ediția de joi, 22 februarie 2024, a reality show-ului.